Bă! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft, oameni buni! Astăzi, îmi voi lua crafting table-ul cât și furnace-ul de aici și voi merge să explorez împrejurimile, oameni buni. Nu uitați să dați și vă un like la acest clip, pardon, să vă abonați, să activați clopoțelul și... Nu uitați că dau inimioare la comentarii, dar dau inimioare la primele comentarii, gen în primele 2-3 ore de când am pus clipul, dau inimioare la aproape toate comentariile, poate mai scapă și mie acolo câteva. Bun, deci data trecută am creat și harta aceasta minunată și după cum puteți observa ne-a dat într-un biome de zăpadă și v-am citit comentariile și mi-ați spus... Că, bine, cineva mi-a spus că a vrut să vadă cum e Minecraft 1.14 și a dat de mapa mea, frate. Adică i-a dat același seed cum ar veni, știi, și i s-a generat aceeași mapă. Nu știu cât de adevărată e chestia asta, dar eu vreau să ies mai întâi din acest minunat biome de zăpadă. Dar nu prea văd pe unde aș putea să ies, adică... Ok, ai o caracatiță. Caracratiță, oameni buni. Da, deci nu cred că o să mă duc la minat sau poate chiar mă duc la minat în acest episod, habar n-am, dar vreau să ies din acest biome de zăpadă, vă rog, ajutor! Da, cam asta este dorința mea momentan. Deci, pe bune, chiar n-aș putea să găsesc și un biome mai normal? Bă, frate, da, din toate hărțile care se puteau spawna, bă, frate, fix harta asta, frate, fix harta asta... Opa! Ce-i acolo? Nu cred! What the fuck? Ăsta-i village? Uite un porc! Mâncare, mâncare! Mamă, dar chiar că am nevoie de porcul ăla! What? Ăla-i un porc într-un graj? Ce naiba? What the fuck? Ce naiba s-a stea, mă? Bă, ia vină mâncoa! Ne, ne! Bă, stai cu minte, deci sunt iglu, d-astea, iglu. Hai mă, bă. Aolo, așa mă, mersi. Ha, fac năsoșii, ha. Bă, ești nebun? Da, scuzați-mă. Bă, ce naiba se întâmplă aici? Ia uite pe ăștia. Ce nas are ăsta, bă. Bă, ești nebun? Cum arată ăștia? Ăștia sunt villageri? Hai, salut, șefule. Mamă, hai să le furceau ăștia pe aici. Hai să le omor porcul. Ia, vină mă încoa. Ne, ne. Ce era, mă, căcățelul ăla mic? Stai, mă, că avem... Deci am mult de explorat pe aici, practic. Mamă, eu te-au plantație aici, ești nebun. Eu te pe... Nea, gigel ăsta. Ce naiba asta, mă? Fântână, ce naiba? Băi, eu... Bă, ești nebun, câți cartofi! Cartofi cu zăpadă, da, mă rog, și pâine, cu toate nebunile, oameni buni. Mamă, mamă, păi le iau și cesul din casă, ești prost? Iau și patul ăsta, că o să am nevoie de el. De fapt, știi ceva? De ce nu mă așez eu la ăștia? Îmi fac casa aici, la nebunii ăștia, ia să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Încă un pat, îl iau și pe ăsta, Doamne ajută. Bă, ești nebun! Mamă, mamă! De ce ești nebun? De ce am... Ai o pisică? Ok, pa. I-am deranjat. Cred că, nu știu, făcea la mâncare sau ceva, habar n-am. Bine, aici nebună, ăștia n-au nici bucătărie, scuzați-mă de glumă. Bă, frate, dar n-au chest de-alea cu diamante. Mamă, snowblock. Bă, dar ce fac ăștia cu atâta zăpadă și cartofi și pâine? Adică își fac sandwich, gen combo cu... Deci cel mai tare combo, zăpadă cu cartofi. Nu încercați asta acasă. E o testare pălărie. Bă, ești nebun. Șmecher pula ăștia pe aici. Ia, yeah, pe aici ce mai găsim? Ok, scuze. Ce ăsta? Bă, ce ăsta, mă? Ok, deci chiar nu știu ce neapă se întâmplă aici, dar mie îmi place pentru că descoper chestii. Opa. Bă, iarăși, mă, pâine cu zăpadă. Ce naiba, mă, ăștia mănâncă zăpadă cu cartofi și pâine. Super. Bă, în furnace-uri, poate au ăștia naiba... Diamant, deci nu știu eu. Ok. Super interesant ceea ce se întâmplă pe aici. Chiar îmi place. Dar încă nu am explorat tot, cred. Pe aici am mai fost, nu? Da, le-am luat cartofii.
Bă, nebunie pe aici. Deci, nu știam că Minecraft 1.14 s-au adăugat village-uri de-astea. Sau poate erau. Pe aici a mai fost, bă. Șmecherie! Bă, băieți, o să salveze eu aici coordonatele. O să fac și un screenshot. Da, cred că o să mă așez aici. Știi ceva? Mă fac de gheață, ești nebun, o să trăiesc în iglu. De fapt, nu. Hai să-mi iau o căsuță, ia ce căsuță, mi-aleg una mai spațioasă. Bă, închideți-mă ușa aia, nenorociților. Da, e ce prea mic. Bă, da, căsuțele astea sunt, cum ar veni, așa mari, dar în interior, ești nebun, e jale. Da, dacă asta să spar toate casele astea, aș face ceva material. Așa că, am o mică mare idee. Am să mă așez într-o casă, dar cea mai spațioasă de aici. Asta e decentă. Dar o să fac eu șmecherie. O să mă așez în casa asta, dar vreau să o extind. Cred că e cea mai acceptabilă, nu? Asta? O, asta are și balcon. Da, dar asta poate să fie considerată ca o bucătărie sau ceva de genul. Să iau casa asta. Voi ce spuneți, oameni buni? Să iau casa asta sau casa aia de la care deja m-am apucat? Bă, dacă m-am apucat deja la casa asta, haide să o termin. Bă, închide-mă ușa. N-ai voie. Bun. În primul rând am să iau patul ăsta de aici, din mijloc. Și am să fac casa asta o casă de vis, după părerea mea. Ok, în primul rând am să iau niște lemn de ăsta. O să bag așa câteva bucăți. Așa mai random. O, hai mă că o fac șmechere rău. Dar mai, o să mai am nevoie de lemn de ăsta, așa că o să-l prelucrez pe acesta. Ok, arată bine, arată bine. Aici mă cam enervează. Hai, că arată bine și așa. Cred că trebuie să fac și o stairs de alea ca să arate practic corespunzător. Dar mi-e tot foame, nu înțeleg de ce îmi scade hunger-ul așa repede. Bă, uite, dacă tot am furnizat aici, am să-mi prăjit și eu niște cărniță, practic. Uite, dacă tot am pâine, cartofi, ești nebun. Să curgă mâncarea. Da, nu știu ce e neregulă cu mine. Bun, bă. Oh, ok, cream că nu mai mi-o dă. Bun, hai să iau și o lampă de asta. Ce n-ai mai... Lanternă, băi, ești nebun, unde e asta mare lanternă? Că e bună, de ce bună la... Ce cauți mă la mine în casă, nenorocitule? Ieși! Așa. Și-a închis ușa, frumos. Poate mă dau ăștia afară, naiba. Oh, ok, o să las asta aici momentan. Hai să mă culc. Am să-mi pun aici un pat. Și am să dorm, oameni buni. Bă, nenorocitule, ajutor! Ce faci, mă, te-ai așezat în patul meu, bă, dă-te... Du-te încolo. Și o te mai intra la mine în casă. M-a dat afară din pat. Hai. Vale de aici. Ia uite-l, mă. Bă, omule, ești nebun? Ieși. Ia uite, mă, stă în spatele meu când dorm. Face și ha. Și se mai urcă și la mine în pat. Bă, ce oameni. Bă, pe tine să nu te mai vână, nasote. Ieși afară. Ieși afară din casa mea. Ieși, ieși. Aia nu, că te pe tine te omor. Așa. Dacă mai vii o dată aici, ai pățit-o. Nebunule. Mamă, mamă. Așa, da. Hai să văd dacă cărnița mea este gata. Cooked pork chop, oameni buni. Oh my god, ce... Bă, buta. Ce oameni... Opa, o pisică. O pisică, uite o pisică. Măi, pisică, măi. Bă, ce fuge! Bă, hoba! Hai că... Ok, acolo e lavă, oameni buni, deci chiar e lavă. Hai să iau și eu niște lemn. Bă, oameni buni, deci așa ceva n-am văzut, oameni de ăștia, în viața mea, frate, deci în viața vieților mele. Bă, deci te culci și tu ca un om normal, vin peste tine, deci vin așa agresiv spre tine în timp ce tu dormi, te ridici să vezi care e faza și se pun în pat la tine. Și asta, mă, băiatule, că n-am înțeles, deci chiar nu înțeleg ce se întâmplă aici. Și uite, bă, tupeu, frate, tupeu. Aie, acum cât să fum. Să iau și eu niște floricele de-alea, de-astea, pardon.
Nu de alea că practic sunt aici, există. Bun, mamă, deci update-ul ăsta 1.14 este foarte interesant și încă nu am descoperit tot. Dar nu știu dacă e neapărat din update-ul ăsta 1.14, dar cel mai probabil din, adică cel mai probabil e din update-ul ăsta, pentru că na, e un update așa mai mare. Dar când s-a lansat oameni buni update-ul 1.14, cam gen, știu că e ceva așa mai recent, dar nu știu exact când s-a lansat și aș fi recunoscător dacă mi-ați spune în secțiunea de comentarii. Bun. Bă, oameni buni, deci... Păuleu. Am rămas marcat, să știți. Ia, ce mai ești, talcioc? Dați-vă din drum. Așa, bun. Hai să-mi continui o minunată operă de artă. Ce am făcut, mă? Bă, trebuie să fac un ex nou. Uite aici, crafting table-ul. Am să fac eu o șumecherie. Bam. Bun. Nu mi-ajunge pe bune, mai trebuie un bucat de cabl. Pac! Ce s-a zis, mă? Ok. Bun, hai să mai iau o bucată de cabl. Și oricum, cred că aici o să-mi fac mina, pentru că desigur că va trebui să și minez, adică nici nu se pune problema. Ok, hai mă, nu mai dau o dată de cabl. Cobblestone, cobblestone. Ok, oameni buni. Să sperăm că nu mai dăm de vreun năsos pe aici. Adică nici în mină nu scap de năsoși. Năsoși. Năsoși, oameni buni. Filmez de 11 minute și 43 de secunde. Am să fac eu aici. Bam, 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 bam. Perfect. Hai să mă duc să... Dai chestia asta. Ok. Am să fac episodul ăsta mai lung, pentru că dacă tot am dat de acest sat să facem ceva la casă, știți, bam, frumos. Ok, hai că arată frumos, dar știi ceva? Chestia asta pare urâtă și ocupă mult din spațiu, adică aș putea să mă bag aici, de exemplu. Așa că o să renunț la chestia asta și plus că mai economisez din lemn. Arată bine. Am zăpadă pe casă, bă! Mă rog, probabil spun că o să fie o casă temporară. Bă, ce te uiți, mă, așa? Ce avem noi aici? Morcovi, morcovi. Hai să punem aici un morcov. Am înțeles. Plantația nu știu când o să fie neapărat. Adică nu știu când o să fie gata. Bam, 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 bam. Bun! Hai că e destul de mult spațiu pentru început. Uite, o să mai fac decât așa. Pentru că o să fac și casa asta cu etaj. Sau, nu știu, merită să lucrez pe casa asta din village? Voi ce părere aveți? Să-mi lăsați în comentarii. Da, chiar, uite, lăsați-mi în comentarii dacă ați ajuns în primul rând până aici. Dacă vreți să fac casa în acest village, adică să fac cum ar veni casa, să fie casa mea, să mai lucrez eu la ea. Sau să fac o casă de la zero. Spuneți-mi în comentarii, ok? Bun. Hai să fac eu în primul rând o chestie așa. Am înțeles. Și mai am lemn. Ok, deci va trebui să iau mult, mult lemn ca să am. Și nu vreau să fac clipul ăsta mai lung de 15 minute, așa că am să mă grăbesc. Dar în mare parte cam ăsta a fost. Nu uitați să dați și voi un like, oameni buni. Mamă, cum am sărit pe acest copac, am fost un olimpic. Glumesc. Nu a fost mare chestie. Să sară pe acest minunat copac. Mai ales că acest Steve este foarte bun la sărituri. Deci... este incredibil, oameni buni. Și să spuneți care este părerea voastră despre această serie. Vă place Minecraft-ul? Vă place Minecraft-ul Survival? Vreți să adaug pe cineva în serie? SMP. Cum ar suna? Adică cum ar fi un SMP, oameni buni, pe lumea silențioșilor? Eu cred că ar fi ceva destul de nice. No, bă, dar de ce mereu se duc bucățile de lemn într-o parte? Firați voi să fiți de bucăți de lemn. Te-am prins. Și mă, bețe? Ești prost, de unde am luat bețe? Habar n-am. Ok, cred că lemnul ăsta... Mamă, ce m-am speriat. Am crezut că merge cineva pe aici pe lângă mine. Herobrine direct, dar erau iepurași. Ok, uite, niște sugar cane. Am să-l iau. Ce-i asta, mă?
A, e de aia din... Cream că e sugar cane sub apă. Sub acoperire. Bun, hai să mă duc înapoi în sat, oameni buni. Pentru că momentan nu mergem la oraș, dar mergem la sat, unde locuim practic. Și am să termin, gen să nu bată vântul în casă, să... Ați să vedeți voi. O să vedeți, pardon. Bă, iarăși mi-e foame. Bă, dar pe ce dificultate? E pe normală, e pe normal dificultate și mi se face foame foarte repede pe Minecraft. Oh my god. Uite, morcovei, morcovei. Și de aici o să... Așa, bun. Am să fac și așa ca să arate bine. Și am să fac ceva de genul. Nu știu de ce am făcut chestia asta. Hop. Ia uitați aici, fiți atenți. Mamă, stai cu minte. Da, o să mai lucrez la aspectul exterior al casei, dar nu în acest episod, pentru că, oameni buni, aici voi pune capăt episodului. Și chestia asta nu-mi place. Nu-mi place cum arată. După părerea mea, strică designul acestei căși. Ok, bun. Deci cam asta a fost episodul, oameni buni. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de Minecraft, lumea silențioșilor, în continuare, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Am să mor pe această chestie de gheață. Deci da, oameni buni, eu am fost excelent, iar nu desigur că ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!